Dacă sunteți consumatori de carne de vită, cu siguranță apreciați deja celebrele fripturi de vită Angus. Fie că sunt servite la restaurant sau sunt cumpărate din supermarket, bucățile de carne au un preț ușor piperat, mai ales că sunt importate de cele mai multe ori din Argentina. Dar în următorii ani am putea să regăsim în restaurante și fripturi de vită Angus provenite de la vaci crescute pe pășuni autohtone. Un tânăr de 27 de ani, originar din Sibiu, este directorul Asociației Aberdeen Angus România și are planuri mari pentru fermierii care au mizat pe această rasă de vite. Vrea să facă fermele românești recunoscute la nivel european, dar poate cel mai îndrăzneț plan al său e acela ca românii să ajungă să exporte masiv, iar vita Angus românească să ajungă în meniurile restaurantelor din Occident. Haideți să vedem cum a ajuns acest tânăr ca la nici 30 de ani să dețină o funcție de conducere la care alții nici nu se gândesc. Sunt absolvent al Facultății de Zootehnie, mi-am făcut licența despre rasa Aberdeen Angus, mi-am făcut și masterul despre rasa Aberdeen Angus, actualmente este în desfășurare doctoratul meu tot despre rasa Aberdeen Angus, am și studiat în străinătate, în Franța, cât și în Germania. În momentul în care am vrut să mă întorc înapoi în Germania, m-am întrebat, bun, eu mă voi duce acolo, dar eu știu decât doar partea teoretică din facultate, nu știu și partea practică. Așa am început o practică într-o fermă de Aberdeen Angus din România, nici bine nu mi-am dat licența, am primit această ofertă din partea asociației. M-am decis să rămân un pic în țară să prind experiență, iar într-o bună zi mi s-a acordat această încredere de către fermieri. Vreau să spun că am o vârstă de 27 de ani, sunt tânăr, sunt director la nivel național de 2 ani, dar n-aș fi reușit acest lucru în primul rând fără îndrumătorii mei din cadrul Facultății de Zootehnie din București, doi la mână fără încrederea fermierilor și foarte important echipa noastră. Dacă unii fermieri cu greutate și experiență ar spune că planurile tânărului de 27 de ani sunt doar vise, Ioan Gociman e de altă părere și e convins că va reuși, mai ales că cei din echipa sa atrag cu toții la aceeași căruță. Noi suntem o echipă de tineri zootehniști, absolvenți la Facultatea de Zootehnie din Cluj-Napoca, din Iași, din București, din Sibiu, care fără ajutorul acestor colegi, este o medie de vârstă de 27 de ani, n-am fi reușit așa ceva și pe această cale chiar le mulțumesc că suntem uniți, suntem ca o echipă, ca o familie. Aveți și propria fermă, propria exploatație sau nu mai aveți timp și de așa? Nu. Deocamdată nu mă gândesc la așa ceva. Obiectivele principale ale mele, cât și a echipei noastre, este să aducem rasa Aberdeen Angus, cât și interesele acestor fermieri la un nivel european ridicat, să dezvoltăm un nucleu valoros din punct de vedere genetic la nivel național și ulterior la nivel european și să facem un brand european din carnea de vită din România, pentru că merităm, avem potențial, nu trebuie să plecăm toți tineri în străinătate să muncim terenurile străinilor, trebuie să mai rămânem și aici, să ne luptăm. Pentru că dacă am plecat toți, am vinde tot și efectiv ar valorifica străinii tot acest potențial al țării. Deși a primit oferte bănoase de la ferme din străinătate, tânărul le-a refuzat fără să stea pe gânduri și e convins că în România, în fruntea asociației Aberdeen Angus, va avea mai multe împliniri decât într-o firmă no-name din Germania, de exemplu.